Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Horgești, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! La lucrării ședinții ordinare de astăzi, 27.10.2023. Domnilor consilieri, am început ședința. A prezenta ordinea de zi. Supunem sub aprobare procesele verbale din luna septembrie și luna octombrie. Primul proces verbal este la ședința ordinară din 28.09.2023, ședința ordinară. Voturi pentru, vă rog. Avem voturi împotrivă, avem abțineri, avem domnul Gâlea, 15 pentru. Supunem la vot procesul verbal la ședinței extraordinare din data de 9.10.2023. Voturi pentru, vă rog. Avem voturi împotrivă? Ține? 15 voturi pentru. Spuneți-vă, domnul președinte, la votul ordinea de zi inițial, așa cum a fost comunicată. Da. Spuneți, ordinea de zi inițială, domnul consilier, știu, a fost comun. Da. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 15 voturi pentru. Să punem la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei proiecte de hotărâre, respectiv proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 54 din 2020 privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului de transport școlar, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea planului de achiziții. Votul dumneavoastră, vă rog, pentru suplimentarea ordinii de zi. Votul pentru. Avem abțineri. Avem împotrivă. Avem 15 voturi pentru. Începem cu primul proiect care v-a fost comunicat. Proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a unităților administrative teritoriale în dosarele 6629 și 1162. În scrier la cuvânt... Domnul secretar, o explicație. Eu vă dau explicație. Nu prea l-am înțeles. Vă explic. În cele două dosare noi avem calitate de părât. Reclamanți sunt moștenitorii boierului Costinescu. Sunt două dosare, unul pe legea 18 care vizează terenuri agricole. Sunt solicitări mari, peste 40 de hectare. Iar nu este. Boierul Costinescu a avut moșia în Răcătău. Așa. Iar al doilea dosar la legea 10 vizează la fel reconstituire pentru Conac, dependințe și ceea ce a avut boierul Costinescu și a fost preluat la colectivizare în 1962. De ce ne-am gândit să dăm aceste dosare pe avocat? Sunt dosare foarte vechi, cererile au fost depuse în 1990 în termen. Sunt dosare care au implicații și au un obiect destul de vast. Am spus pe cel de pe legea 18, este vorba de mai mult de 40 de hectare de teren solicitate, iar de cel de pe legea 10 este vorba de conac, dependințe și tot ceea ce terenul aferent conacului. Conacul care l-a avut boierul meu Costinescu în Răcătău și care a fost preluat la colectivizare. Deci, deci
Pretențiile sunt mari pe ambele dosare, dosarele sunt vechi, moștenitorii sunt reprezentați de un cabinet de avocatură din București. Dosarele au foarte multe documente, cel puțin cel de pe legea 10 care a fost inițial trimis la NRP, dacă vreți vi-l prezint, este cam atât de gros. Și cred că este foarte important ca în aceste dosare să avem o reprezentare de calitate, pentru că în ele urmează a se efectua expertize și o întreagă, un întreg probatoriu în bază căruia va fi dat o hotărâre judecătorească. Și este foarte important pentru noi acea hotărâre să fie una care să ne permită să o punem în aplicare și care să nu producă prejudicii comune. De aceea aceste două dosare, v-am spus, datorită întinderii pretențiilor, datorită vechimilor, datorită documentelor, din punctul meu de vedere este foarte important să fim reprezentați termen de termen de către o persoană, de către un avocat, persoana avizată, care să ne susțină pe toate fazele, pe expertizări, pe tot ceea ce înseamnă un dosar procesual de acest nivel. Avem șansă să câștigăm? Câștigul este sub forma că în urma hotărârii judecătorești se vor constitui niște bunuri care fie vor fi acordate în natură, fie vor fi acordate despăgubiri. Dacă vor fi acordate despăgubiri, acele despăgubiri vor fi acordate pe ANRP. Pentru că aceea este autoritatea care acordă despăgubiri pentru drepturi de proprietate reconstituite care nu pot fi acordate în natură. Părerea mea este și din cererea de chemare judecată pe care am studiat-o că moștenitorii cam asta urmăresc. Nu mai vor efectiv pământul, dar ei trebuie să urmeze toată procedura care este... Mă scuzați de intervenție, mă gândesc ca să cumpli procesul ăsta becalii sau nu știu cine și vă trage la... Nu cred eu că... Dacă auzi numai prostii de astea, mai domnule. Eu cred că dacă cineva vroia să-l cumpere de 30 de ani în coace, cumpăra procesul și drepturile astea. De drum. Așa, domnul Dămoc, am înțeles la cuvânt. Am descurcut-o, domnul Dămoc. Mulțumesc. Deci, din ce am înțeles de la dumneavoastră acum, șansele sunt mari ca moștenitorii să câștige și să-și câștige acest drept de a primi despăgubiri. Au acest drept. Din partea ANRP. Cum contează întinderea drepturilor și modul cum, adică nu putem să lăsăm chiar să... Păi corect, să nu lăsăm chiar, dar din punct de vedere, dacă și dumneavoastră îmi dați dreptate, că ei oricum își vor câștiga aceste drepturi și practic nu va afecta financiar, sau pentru că terenul noi nu mai avem și financiar nu va afecta bugetul local, pentru că nu vom plăti noi, ci va plăti statul român prin acest ANRP, care tocmai chiar acum se discută faptul că nu mai sunt bani și s-au blocat până în aprilie plățile despăgubirilor, dar asta e altă discuție. Eu nu văd de ce să externalizăm, pentru că noi avem jurist în primărie. Este doamna administrator public, care a fost și jurist a primăriei și eu zic, probabil că ne poate reprezenta. Nu ne poate conform administrativ, reprezentarea juridică a NOAT-ului se face de către primar sau avocat. Este articolul 120. Da, găsiți în mod administrativ. Deci, reprezentarea ar fi prin primar, care este evident că nu cred eu că... Sunt și excepții. Există vreun primar care poate să ajungă în justiție și să reprezinte... La Concești, în situația de fapt, tocmai asta ni se spune. Că domnul Căliman ne spune că el nu are nicio atribuție și că toate atribuțiile le-a delegat doamnei administrator. Atribuția asta n-ar putea o să, pentru că este specificat în codul administrativ. Nu cred. Dar aici, când e vorba să nu mai externalizăm, pentru că oricum înțeleg că oamenii oricum își vor câștiga acest drept și nu mai cheltuia banii și eu așa aș fi văzut... Contează foarte mult întinderea dreptului. Pentru că un reclamant în momentul când solicită maxim. Adică este foarte important să obținem o hotărâre corectă, în limite și care să, cel mai important, să poată să fie aplicată. Pentru că dacă am obține, ar rezulta o hotărâre din care am fi obligat să le dăm pe vechile amplasamente unde deja există emisie titlul și reconstituit dreptul de proprietate, am dat naștere nu a două procese, ci a 20 de procese. Nu este, să știți, nu sunt niște dosare
ușoare. Cu siguranță nu, știu, nu sunt dosare ușoare și v-am spus, sunt dosare în care va fi necesar să se administreze un probatoriu complex, inclusiv cu expertize. Pe expertize trebuie să fie cineva care să știe să formuleze obiective, care după expertiză să formuleze obiecțiuni la acele răspuns. Deci chiar nu sunt niște dosare, și eu sunt jurist, domnul consilier. Și capacitatea doamnei jurist, ne-a reprezentat. Da, așa vreți dumneavoastră să spuneți. Eu cred că fiecare a trebuit să ne știm limitările și atunci când sunt cazuri care pot produce prejudicii altora, să da, știm să spunem cea mai bună decizie este asta. Aș veni cu un argument în care Comisia Locală de Fond Funciar scuze. Comisia Locală de Fond Funciar, Comisia Locală de Fond Funciar va trebui să fie actualizată prin ordinul prefectului. Am făcut documentația în acest sens. Este destul de complicată situația noastră. Am discutat și la nivelul prefecturii, dat fiind modul de constituire, cum spune legea, deci va trebui să se găsească o soluție de nișă ca să comisia să fie legal constituită. Scuze, domnule. Din vina dumneavoastră, domnul consilier. O glumă, bineînțeles. În legătură cu proiectul ăsta, primăria cheltuiește și bani. N-a fost nici mai. Trebuie 50 de milioane să punem acolo. Asistență juridică. Și ne trezim cu după aia cum a câștigat și domnul de Orgeș, Bârgu Sorin, așa, a câștigat când a fost domnul primar ăsta, Bogdan, i-a dat 42 de hectare la sondă acolo. Acum a mai venit acum 2 ani, pământul nu-l lucește el. Asta dacă face cineva și o sesizare, mie nu-mi place să fac sesizări. La APIA, la DNA, la Departamentul Anticorupție, la astea, nu-mi place să fac. Că domnul Sorin Bârbu n-ar mai lua subvenția, că asta poate păță ca preotul care a fost la Constanța când a declarat 300 de hectare de vie și nu limunce, după aia l-a încălțat banii, și a dat banii înapoi. Și conducerea noastră i-a acordat teren din rezerva primăriei. Acum, să fim clari și obiectivi, a găsit punctul mai slab. De ce? Doamna, vă rog, i-a acordat instanța? I-a acordat. A avut o tărire, da? Dar primăria a fost foarte evlavioasă și l-a opintit unii. De-a lucrat prin unde are tineretul ăsta care a promis că le dă câte o jumătate de hectare la fiecare și le face documentație. Și nu s-a făcut nimic nu s-a făcut. Deci, n-a găsit o rezervă a primăriei, dealul Cheiului, dealul Țiganului, Piapa, Mărăscu Mare, Mărăscu Mic, Rogină, Umărie, Tolocuță, la Turci, la Bulgări, Tarlane, Dumbrava, pe unde mai este, n-a găsit niciun punct, decât Soudor acolo. A găsit. Punctul slab. Oamenii muncesc. Dacă se duc cu sesizare și o face și zice, am semănat lucernă. Am și eu copiii mei care au pământ acolo. Au semănat lucernă. A declarat Bârgu Sorin lucernă semănată. A declarat Bârgu Sorin că sunt vă câteva hectare părloagă ni arate ni semănate. Nu a declarat. Deci la noi a mers așa, n-a pus în vedere să se facă o ședință. Să fac o ședință și să fie chemat Odor, bă, oameni, dar pute și domnul Bârgu să-i spună clar. Deci, ai câștigat pe instanță hotărârii judecătorească. Te duci la vechiul amplasament, domnule. La Rece ai avut un hectar de vie aici, lângă Bodea.
până în Gherasă, unde a stat Gherasă, a fost moșia lui. De la deal de Dordan, care știe, a avut iar vie. De la deal de Vasile Mătei a avut pământ iar, pășesul curț iar. De ce nu dar, acolo? Stai o dată. Stați un pic. După aia, mai grav lucru, a avut la balta lui Fornorache la Răcăciuni. Deci, la balta lui Fornorache la Răcăciuni, aduci pământul și aia și îl dăm la orice. Trebuie să respecte amplasamentul vechi. Să respecte amplasamentul vechi. Da, domnule, ai câștigat? Îți dau un hectar la Sodor, îți dau 7 la Arcătău, îți dau 3 la balta lui Fornorache și cu asta basta. Nu, hai să-i dăm că a câștigat tot în reverse de Cătărească. Trebuie să respecte amplasamentul. Da, vă bine. Dacă aveți cunoștința asta, aveți obligația de a sesiza organele de anchetă. Așa se procedează. Am spus că nu-mi place să fac ședință. Nu merge, nu merge ce faceți public într-o ședință publică, faptul dumneavoastră... Vă asumați. Da, se ceva, dar noi nu știm. Cum? Eu nu știu. Sunt case făcute pe multe de astea. Păi că n-am era pe tribol la primărie. Cum? Și eu nu știu. Haideți să revenim la proiectul nostru de hotărâre, domnul președinte. Cu atribuțiile primare, dar dumneavoastră nu semnați arenda primăvara. Nu semnează nimeni, domnul președinte. Contractul de arendă este un contract între două persoane, care primăria este reprezentant, dar noi nu avem nici măcar puterea de a tanca respectivul contract. Legea spune foarte clar, noi doar îl înregistrăm. Nu-l analizăm pentru legalitate, nu-l atacăm, nu urmărim respectarea lui de către părți al contractului de arendă. Este un contract semnalagmatic între două părți, părțile atunci când nu se înțeleg au instanța de judecată. Da, eu știam o lecție și eu, acum nu că contrazic pe cineva. Nu, dar nu ne contrazic. Deci când îl pui în posesie, se face un proces verbal. L-am pus în posesie pe numitul cu tare, dacă domnul la care faceți respectiv, la care ați făcut referire, are hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, eu sunt convins că în baza acelui hotărâri s-a făcut. Dacă hotărârea nu este echitabilă, tocmai aici vreau să, despre asta vorbeam. Este foarte important ca hotărârea la care se ajunge, părțile să fie bine reprezentate ca să nu se ajungă în situația în care trebuie să se pună în aplicare o hotărâre care, să spunem, nu este echitabilă pentru părți, dar este obligatorie, să știți. E obligatorie, eu am înțeles că e obligatorie. Acum, da, s-a respectat amplasamentele? Vechi! Asta-i problema, domnule, de ce îl aduci la Răcăciuni pământ la orice? S-a spus de 5 ori, dacă sunt case, sunt și case pe amplasamentele vechi, cum să le dea acolo? Din obicei așa se procedează, dă rezervă. Eu cred că nu o să putem noi aici în ședința asta să dezbatem și o să deja soluționat. Dar ai oameni afară din casă? Omul a făcut un iertar casă? Dar m-a dat, de exemplu, casa unui ai, acu' i-a fost pământul, acu' nu știu cât. Eu am. Domnul Cosi, haideți să revenim la proiectul nostru. Haideți să punem la vot proiectul din Dumneavoastră trebuie să... Eu încerc să-i lămurești și m-a dat totul. Dar cu și să mă lămurești, domnule? Cu și să mă dat? Ți-a spus că sunt... A respectat amplasamentul? Nu, dar nu contează. Păi și acasă. Îi dai de-mi rezerva primăriei, dar nu... Nu suntem noi vinovați acum. Trebuia să ne spui în ședința care au fost atunci, când s-a pus în dezbatere treaba asta. Da. Să deie terenul. Noi ce vin avem noi acum, că niciun... Nu știu dacă... Știi cum ai spune acum? 1% din noi care vechiul amplasament tot. Și atunci ce faci cu casele de la Sodă? Păi cam așa, exact, la exact aceeași poveste este. Dar la balta lui Fornorache, dacă a avut, unde l-a duci, bă? Tot la Urgeș? Vorbește cu mine, dacă la Răcăciune, adun la Urgeș, nu? Domnul președinte,
haideți vă rog frumos, că rolul dumneavoastră este de a media ședința. Să punem la vot. Adică, domnule, dați am să spun adevărul că noi la... Poate să spună tot adevărul, numai că... Poate să-ți servici pe gratis. Domnul președinte, vă duce ședința așa cum dorește. Da, corect. Să punem la vot proiectul de hotărâre, domnul președinte. Supunem. Votul pentru, vă rog. Voturi împotrivă, abțineri, am notat 8, v-ați abținut, domnul președinte? Da, 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 da. Am notat 2 abțineri, domnul Lădămoc și domnul Dudulică. Și eu sunt... Abținere și domnul Boboc. Și avem 12 voturi pentru. Al doilea proiect pe ordinea de zi. Vizează modificarea și completarea HL 54/2022, adică este vorba de regulamentul de utilizare al microbuzului școlar, deci e vorba de microbuzul proprietatea primăriei, da? Care știți, care a... modificările care sunt și în corpul hotărârii. Am avut în vedere rezolvarea acelei probleme cu copiii de la Farincea. Din discuțiile avute, nu personal de către mine, de către conducerea primăriei și cu primăria Parincea și cu celelalte instituții, la ora actuală singura rezolvare este ca Parincea va aduce până la limita județului, până la limita comunei elevii de la Parincea, iar noi îi vom prelua de la limita comunei. Știți că era problema cu microbuzul care nu păstrează. Și vom duce acasă. Aici, domnul secretar, mă scuzați că intervin. Bă, fi trecut numai ora de preluare elevilor. Dimineața ai venit și în microbuzul sau rămâne pe autobuz? Dimineața am înțeles că merg cu Chris Transu și sunt preluați de cei de la Parincea și problema era la adus înapoi acasă. Avem garanția că va fi un tandem între microbuze în așa fel încât elevii să nu stea la limita copilului undeva în câmp, să nu stea în câmp? Garanția este din partea noastră, că dacă stăm și ne gândim aici, este interesul nostru și este obligația noastră să sincronizăm și de aceea noi ați văzut că în regulament am pus între ora 2 și 3. Așa s-a calculat momentul la care. Acum, nu vă gândiți că dacă vor interveni modificări a programului școlar sau alte modificări, microbuzul o să spună, domnule, s-a făcut ora 3, n-au venit copiii, da. Eu plec acasă. Nu. Interesul nostru este microbuzul nostru, sunt copiii noștri. Și atunci ei vor fi luați de la limită și duși acasă. Deci nu putem respecta lucrul ăsta dimineața, pentru că dacă e vorba de scris trans, automat omul nu stă să aștepte să-i vină cel la microbuz. Cei de la Parincea ne-au asigurat că va veni... Au oră stabilită pentru... Da, au oră stabilită și va veni și vor prelua. Plus de asta dimineața nu se încadrează ca să facă și răcătăul galerii în Brecea. Și unde lasă pe stați? Pe stați la Bălenie în stați. În unii preia microbuzul la Parincea. Dar vă dați seama, deja nu-i tandemul acolo. Cristansu nu stă să aștepte microbuzul de la Parincea. Dimineața microbuzul nostru face local, deci n-ar putea să se încadreze. Aveți să vedeți pentru a face demersul să meargă microbuzul până la școală direct? Sau să ia direct la școală? Microbuzul nostru? Da. Păi nu. Păi dacă n-avem voie, problema este că nu putem să depășim granița OAT-ului. Vă dați seama că depășirea aia... Dar nu știu nici cu asta să știi. Niște costuri pentru licență. E vorba de licența de transport care are autobuzul și este pe... Până anul ăsta n-au fost problemele astea. De unde a apărut asta? E ordin nou ce... N-aș putea să vă spun acum. Nu pot să vă dau părere care nu voi avisa. Domnul secretar, dar totuși înainte, cum de s-a mers cu microbuzul școlar și era timp, era
tot timpul să lucreze, să aducă elevi. Așa, era, era microbuzul școlar, s-a blocat. Era microbuzul școlar celor de la Parincea. Da. Da. Nu pot să vă zic cum s-a putut, adică nu chiar pentru ce era. Nu știu ce să vă spun, poate au dreptate, nu vreau să greșesc față de eu. S-au mutat elevi, domnul secretar. Eu am dus de la Parincea, pe la Doamne, la Nănești, prin Cunoș, și acum nu mai are microbuzul de acolo. Întotdeauna aduceau așa, și de la Vlad, și de la Nănești. Aveau fie, da, că n-are timp să fie, are timp să fie. Trebuie să ducă șofieri, le fie la șofieri. Unii, da, dar unii nu le zice. Ce vă mureți, aparte? Mai la Vlad, mi-e vecin de la... Trei micropuri de-au, trei. Trei micropuri de-au. S-a scris la cuvânt domnul Dămoc, haideți să vă rog, ca să pot să notez și eu o ședință. Când fac procesul bărbat? O lea că liniște acolo. Problema e că... S-a scris la cuvânt domnul. Problema mai gravă este la noi. La noi când a căzut microbuzul ăsta, nu știu cât mai ține, da. Deja cred că s-a publicat. Cel școlar. Cel școlar. Când a căzut, ne-am dat peste cap cu tot programul. Că-i cară, ia duce și de la Brăcătău, la Ricea și invers, și așa. Și demers să face de 10 ani în continuu și nu primim microbuz nou. Avem pe PNRR când proiect. Proiect trebuie să fie microbuzii electrice disponibile, numai cineva trebuie să se ocupe de formalități. Bun, revenind la problema actuală, discutați și cu domnul primar, cu domnul Căliman zilele trecute despre situația asta și am zis cu licența asta. Noi nu putem să facem demersuri sau s-a luat inițiativa asta de a face demersuri ca să obținem această licență și pentru exterior. Nu numai pentru cazul, dar și pentru viitor. Vor mai apărea anumite solicitări, vor mai fi anumite nevoi. S-au făcut demersuri ca noi să obținem această licență. Eu cred că este inclusiv vorba de decontarea consumurilor pentru exterior. Nu vreau să o luați ca, nu pot să vă indic litere de lege, dar cred că problema în afara de efectiv de luat licența se pune modul de decontare a consumurilor în afara... Deci, de ce n-au formulat-o altfel? De ce au dat-o pe licență? Nu trebuia să spună licență atunci. Păi, licența ei pentru exterior? Asta cu licența mi s-a zis mie, ca justificare de ce nu poate merge microbuzul primăriei să-i ducă cu copii până la Parincea. Poate Parincea nu vor să-și ia licență, să-i mai, păi mai iasă în afară, poate nu vor? Păi nu. Mai sunt licee în situația celor de la Parincea și să fac, da, cei de la Sascut merg, de exemplu, și adun copiii din comunele din jur. Și cei de la Parincea au făcut, că doar au venit până acum și s-a putut. De asta zic, dar problema este politică, înțeleg și la Parincea, că am discutat și de acolo. Deci pur și simplu e o răfuială internă, nimeni nu mai așa și au picat la mijloc copiii ăștia care... Nevinovați. Nu a fost legal până acum, să înțeleg. Ceva de genul și toată lumea acum s-a găsit să respecte legea. Dar eu nu cred că inspectoratul școlar județean, de exemplu, poate fi de acord să muți niște copii undeva la mijlocul între două sate să stai să-i muți dintr-un microbuz în altul, fără să ai o stație amenajată, fără să ai... Eu nu cred că inspectoratul poate fi de acord cu așa ceva. Deci eu nu cred lucrul ăsta. Nu poți să te stai să muți în mijlocul unui drum județean copiii dintr-un microbuz școlar în altul. Nu există așa ceva. Deci dacă îmi spuneți că cei de la inspectorat sunt de acord cu așa ceva, eu votez proiectul. Dar eu nu cred că sunt. Nu pot să vă spun. Păi eu nu cred. Ați vorbit la inspectorat și sunt de acord cu așa ceva? Legislația respectivă care este în vigoare să nu părăsească granițele comunii aparține de Ministerul Învățământului sau de OAT-uri, de primării. Nu pot să vă răspund la întrebarea asta, că nu știu. Vă fac presupuneri. Ne întoarcem. Deci noi acum ar trebui să avem, deci nu doar așa, că aprobăm treaba asta, că vor fi preluați de la limita teritorială. Deci ne ducem aici la jumătatea lacului, unde e limita teritorială, da, și înțeleg că acolo se vor întâlni două microbuzi și copiii traversează strada și urcă celălalt microbuz. Nu este ok să faci lucrul ăsta. Nu este ok. Au loc să întoarcem. Da, dar facem sens giratoriu la limita dintre comunii ca să întoarcă microbuzele, ca să nu calci cumva în comuna cealaltă. Domnule, vorbim prostii, vorbesc foarte serios. Deci nu asta trebuie să fie soluția. Soluția trebuie ca acești copii să fie urcați într-o mașină și duși până la liceu și aduși de la liceu până în comună, până fiecare în stația din fiecare sat și lăsați. Pentru că asta și prevede legea, transportul să fie asigurat. Pentru că, de-ați zic, acum noi facem un... nu știu cum se cheamă, o tocăriță, o vrea și de asta. Deci dimineața îi ducem cu transportul de Bacău, îi lăsăm în stații la Vălen, vine și ea, iar la prânz îi aducem până la limita dintre comune și ia cu locul microbuzul primăriei. Nu există, nu putem să ne batem joc chiar așa. Vine ploile, vine frigul, vine viscolul, adică
poți. Programul, da, zi, asta cu plata, am înțeles că pe septembrie copiii au fost puși să plătească și au plătit câte Cristrans bani. Își recuperează banii aia, pentru că copiii se decontează transportul și au recuperat banii aia. Deci copiii n-au de ce să plătească transport. Cristransul nu-i pe lista... Nu știu care, e o listă de la Consiliul Județean care numai anumite firme sunt pe listele alea ca să poată deconteze statul copiilor. Nu, no, e trecut. E trecut? Păi, de conta... foarte mulți spun că nu e trecut. Nu, de conta la nu, doar dacă e, doar dacă o fi o problemă cu urmă. Deci la liceu, în oraș, se spune că nu-i trecut. La liceu, în oraș. Vă spun eu care e problema. Pentru că nu există rută de transport județean între Horgești și Palincea. Adică nu tranzitează, deci el trebuie să se abată de la traseu și el nu are licență pe traseul ăsta de a face Horgești-Palincea. Da. Și probabil că nu poate deconta, probabil că asta este explicația. Pe Horgești-Bacău, bineînțeles, nu poate transporta legal. Evident, de asta zic. Și probabil că nu poate deconta. Deci da, deci se face probabil o chestie de asta, o improvizație ca să găsească o soluție, dar nu asta este soluția. Deci probabil că se va ajunge, orică să dea o derogare pentru cei de la Palincea să vină până la Horgești, sau noi, ca și Consiliul Local, să facem un proiect de hotărâre și să plătim un transportator să ne ducă copiii. Dar dacă aveți vreun de la Bălin, Palincea, să se leagă de la... N-are și căuta pe traseul ăla. I-am cerut vorba. Dar Palincea nu trebuie să facă nici derogare, pentru că asta este obligația lor, atâta timp cât vor să aibă un liceu. Să se leagă lor. Dacă ei zic că n-au voie să iasă din comună, cu transportul lor... Ei nu au transport, nu pot asigura cum să n-aibă voie să iasă din comună ei. Cu microbuzul lor școlar al liceului. Dar asta este și la ei explicație. Dar nu, probabil n-au vrut. Nu, dar au și școlare, nu? Deci vorbim de două ori de chestia asta. Avem o comunicare oficială cu Inspectoratul Școlar Județean? 3. Să avem un răspuns de la ei. Dom'le, uite, asta e soluția, faceți așa? Păi așa, ei mi se pare că vorbim vorbe, dar de fapt nimeni nu au făcut nimic concret ca să rezolvi. Ei și-au blocat microbusul pentru că au închis școala de la Văleni. Și copiii de la Văleni îi duc la Flavă. Și automat și-au blocat microbusul care aducea aici. Da, de la Mileș, de la toate astea, și de la Flavă. Părinții aia care au acceptat. Dar puteți zic, domnule, eu duc copilul la Palincea, eu nu duc la Flavă. Părinții au acceptat motive care se acceptă oriunde, pentru că au fost constrâns să accepte. Doar doi copii au venit la școala la Borgești, de la Voleni, cu toate că școala de la Borgești era mult mai aproape. Considerând distanța între Voleni și Vladnic, mai bine să duci copilul la Bacău. Adică obții și calitate, fără ca să fiu răutăcioasă, nu? Tot aia era. Ei au luat copiii de la... Deci concluzia mea, eu cred că noi nu avem... Deci poate o bază legală, zic că este din asta cu drumul. Proiectul de hotărâre. Dar nu e ok. Are bază legală. Copilul la 14 ani este voi... Proiectul care îl aveți în față... Eu nu cred că poți să... Deci nu te lasă inspectoratul să lași niște copii, să-i muți la mijlocul îndrucării. Da, și eu cred același lucru. Nu cred că directorului de la Palincea nu i-ar fi aprobat inspectoratul să vină cu microbuzul să-și ia elevii de la răcător. Propriile. Nu cred asta. Deci este ilogic și nu vreți să... Păi facem supoziții pentru că nu ne se prezintă ceva concret. Uite, m-am discutat asta și mi s-a spus așa. Ăla sigur e constrâns politic de la primărie. Acolo e bomba. De asta facem supoziții. Da, din răspunsul lor scris. Baza răspunsului scris. De la ISJ hârtie. Da, uitați, la Horgești asta e soluția. Faceți așa. Bine, noi ne gândim la ei noștri și rezolvăm cu problema asta, dar... Deci, ca idee, proiectul care îl aveți în față este legal. Deci noi avem dreptul să facem lucrul ăsta. Asta votați acum. Alte discuții privind modul cum sau dacă, cum ar fi mai bine sau ce părere are alte instituții, dumneavoastră nu votați părerea nici a ISJ-ului, nici a Palincei. Dumneavoastră votați ca microbuzul nostru școlar să poată să preia copiii de la limita comunei, ceea ce este perfect legal. Domnul Alupei, domnul secretar. Dacă este o locuire așa, deci acolo ar trebui să amenajezi trecere tip pietoi, nu traversezi o drumul județean, n-ai voie, dacă este o ilegal. Trebuie să amenajezi stații, nu? Să parcheze. Nu poți să cobori, domnule, în stradă, să lași. Ești linii continuu. Da, deci nu ai cum. Deci din punct de vedere legal al circulației rutiere, păi da, așa putem să facem. Dar din punct de vedere al circulației rutiere, n-ai cum să înlocuiești să muți copiii dintr-o parte în altă. Sunt o suspectie, să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc.
Asta este pe moment, dar nu o să comunicăm și în curba. Termin continuă acolo la... Dom'le, dar n-ai cum să faci lucrul ăsta. Voi chiar v-ați gândit chiar la limita comunii. V-ați gândit chiar în curba aia. Așa scrie neprofilatul. Păi asta v-am spus. Din punct de vedere legal, proiectul este legal. Acum nu vă gândiți că autobuzul ăla, și eu opresc, pot să meargă până în prima stație, sigur. Da, normal, așa da. Normal. Păi și dacă asta merge până în prima stație, și dacă poate merge până în prima stație, înseamnă că poate merge până la liceu. Acolo trebuie, asta e. Noi am dreptate. Dacă a intrat și merge pe lifta de ventilatorul ăla, poate intră să întoarcă domnul consilier. Păi ce vreți să vă spun? Păi și el nu găsește loc de întors și întoarce la liceu, că acolo găsește loc de întors. Despre ce vorbim? Gata, mai bine domnul Dăbă. Păi nu mai iau, dar concluzia asta este. Bine, supunem la vot proiectul. Am să vă rog la votare să țineți ca să pot să număr, da? Voturi pentru. Voturi împotrivă. Acum ai un fix terminal în școală, că e deja în vacanță. Abțineri, vă rog. Am numărat 3 abțineri, da? Domnul Dămoc, doamna Albeiu și domnul Boboc, da? Vă rog să mă lăsați să le și notez. Pe acolo stăchinează politicii, e greu. Dar vreau să-l închidă, doar liceu, să fie care aceeași poveste, să închizi școală. Există șansă. Atunci, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 27.10.2020. Pam, pam. Bun, te-au invitat pe doamna contabil. Cunoaștem și noi când am cunoscut-o și să ne lămurească un pic cu capitolele astea bugetare, vă rog. Nu, domnul secretar, vă putem, nu e invitat, dar nu poți să... Dacă știi, să lăsați. Pot să o invit eu, dar până la urmă... Am mai fost, deci eu nu pot nici să spun că da, nici că nu. Da? Am mai avut discuțiile astea în Consiliul Local și eu cred că fiecare proiect are în spate documentațiile necesare. Orice funcționar public trebuie să face parte din echipă până la urmă. Nu te vedeți, domnul Roșu, cât e de roșu, dar nici o ședință nu-i fără. Dar nu există așa ceva. Fii prezent contabilul, oamenii care sunt implicați, de exemplu, după aia urmează planul de achiziții publice. La fel, poate să vină domnișoara Hercu, dar zic, tocmai de asta zic, îi și cunoaștem și discutăm exact pe proiect cu personalul care și-a fost semnătura pe proiectul respectiv. Așa ar trebui să fie lucrurile. Nu cred că e o problemă. Pentru că vorbim de o rectificare amplă, cu sume foarte mari, și eu cred că din documente este și referatul de aprobare care îl aveți este detaliat, mai detaliat de atât ce pot să vă spun. Da, nu înțeleg de ce ascunde, adică chestia asta, frica asta de a interacționa și de a veni oamenii în ședință și de a dialoga, practic doar asta facem, dialogăm și da, se pare că și, nu știu, aveți o teamă, nu știu de ce, dar nu înțeleg. Da, deci nu, concluzie. Înseamnă că o să le răspundă domnul primar. Poți să mă scurg la cuvânt? Domnul Budau vă bate după. Domnul Budau este un consilier local, cum sunt și eu. Domnul consilier, pe același principiu, invitarea în consiliul local a oricărei persoane se face cu votul majorității consiliului local, pe același principiu. Nu? Adică Consiliul Local decide prin majoritate de voturi, nu-i așa? Ia rolul matare de primarul, că le așez bine, mă. Ce, un funcționar public, dar la ședință poate participa nu exclus. Cetățeanul comunii? Poate. Poate, dar nu prin vot. Este liber. Nu poate participa, dar Consiliul Local nu poate nu invita, nu poate obliga să participe cineva decât cu votul majorității. Este un organ colegial. Și nici
atunci nu poate obliga cine. Dar în momentul în care solicităm clarificări asupra proiectului care implică personalul de specialitate de primărie, ar fi de bun simț ca persoanele respective să fie prezente pentru a discuta și a fi lămuriți pentru a vota în cunoștință de cauză, mai ales că chiar astăzi și guvernul aprobă o ordonanță de urgență privind niște măsuri fiscale. Da, 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 am ajuns la legea sărăciei. Da, acum o să vorbesc despre ambele proiecte și despre cum se leagă, se leagă între ele. Și avem în față o rectificare bugetară amplă. De obicei, la momentul ăsta făceam o rectificare bugetară primind bani de la bugetul național. Ne-am fi dorit să facem. Anul ăsta nu mai vin alți bani și iată că se renunță în masă la toate proiectele de investiții, dar se renunță nu pentru că s-a început să facă ceva sau s-a fi dorit să facă ceva, ci pur și simplu la Horgești așa funcționează, așa funcționează lucrurile de ani de zile. Nu știu de ce ne mai strofocăm la începutul anului la buget, să venim cu propuneri, hai să facem teren, hai să facem sală de sport, hai să facem drumuri, pentru că noi vorbim degeaba. Deci un an de zile, oameni buni, stăm și nu s-a făcut nimic. Deci execuția bugetară la Horgești se fac doar plăți pentru salarii și indemnizațiile respective pentru însoțitori, pentru persoane cu handicap care trebuie făcute, dar la capitolul investiției suntem praf. Am numărat în planul ăsta de achiziții 14 investiții pe care noi le-am aprobat și care ar fi trebuit făcute anul acesta, care nu s-au făcut. Da? Deci achiziție teren pentru școala Socodor, reabilitare monument istoric sediu primăriei, dispensar sat Socodor, construire copertină, parcare auto, amenajare sală de sport Horgești, modernizarea infrastructurii mătării comuna Horgești, stații de reîncărcare, probabil că asta o să vină pe modul, dar nu s-a făcut, acoperiș fântână, pod strada nouă, înființare sistem de gaze naturale în comună, construire teren de sport la școala Socodor, covor asfaltic sat Horgești. Deci vorbim de o listă întreagă de investiții pe care noi le aprobăm în fiecare an. Noi suntem un Consiliu Local de Bună Credință și am dat credit total acestei conduceri care, apropo, ieri au făcut 3 ani de mandat. Eu zic să-i felicităm pentru realizările din acești 3 ani. Pentru că, din punctul meu de vedere, este cea mai dezastruoasă conducere pe care a avut-o Primăria Horgești, din multe puncte de vedere, pentru că de la întrecut poate nici nu au fost așteptări mari. Asta a fost situația, toate problemele care au fost în Horgești, dar în acest mandat au fost foarte multe așteptări de la acești oameni care au promis Marea cu Sarea și nu s-a făcut nimic. Deci absolut nu avem niciun proiect amplu demarat de noi de către Consiliul Local, mai mult decât atât. Știți foarte bine povestea cu proiectul de apă canal, cu centru comunitar, deci proiecte pe care le-au avut în buzunar, cum s-ar zice, le-au avut aprobate și pe care nu au mai vrut și nu au fost în stare să le ducă la îndeplinire. E trist, e foarte trist, deci să renunță la toate proiectele astea, să mută bani la salarii, deci acum o să vi se justifice că se duc bani într-adevăr și la indemnizații de handicap unde e nevoie și toată lumea așteaptă, dar se duc bani, deci salarii primărie, deci de la 125.000 de lei, deci pentru angajații de primărie, pentru că nu mai sunt bani, pentru că nu mai vin bani de la bugetul național cum veneau în fiecare an. Și, practic, noi atât ne rezumăm la Horgești, da? L-am casat bani, sporuri, indemnizații, vouchere de vacanță și lista o știți dumneavoastră mai bine, poate continua. N-ai cum să aprobi așa ceva, deci în mod normal noi, nu știu câtă răbdare, cu toții trăim, vedeți comuna asta, nu cum arată, și toată lumea se plânge, domnule, chiar nimic, adică până când, nu, acum 3 ani, deci 3 ani de zile depuneam un jurământ, domnule, să fac tot ce stă în putință ca să, pentru binele comunitorului comunei Horgești. Eu vă întreb, nu știu, la 3 ani, simțiți că ați făcut tot ce ține de dumneavoastră ca să, pentru binele comunității astea? Pentru că e ușor să venim, să ridicăm mâna, da, suntem pentru, hai să votăm. Dar în practică facem ceva pentru oamenii ăștia? Asta e. Oricum s-a făcut ceva, s-a extins ceva, s-a făcut ceva, s-a început școala nouă. Eu v-am arătat acum o listă, doar pe anul ăsta, de 14 obiective, la care s-a renunțat. Deci doar anul ăsta, nu mai luăm și trecut. Da, să vă zic de apă canal că am renunțat, să vă zic de centru comunitar că am renunțat, să vă zic de niște poduri pe care zic de ani de zile și anul ăsta, în sfârșit, mi s-a zis că s-au prins bani. Nici podul ăla, nici podurile alea nu s-au făcut. Deci absolut nimic. Avem găurile astea în asfalt care zic, domnule, zic, o să vină ziua aia când domnul Călima se va supăra, ceva, face domnul găsesc, să pun ceva în găurile astea, ca să nu
Dar e trecut aici, cu e trecut, dar atât am rămas, cu trecutul. Și eu asta nu trec cu domnul Căliman, domnule, oare, în plus, rușine, nu știu dacă rușine nu vă e, cu siguranță nu vă e, dar măcar atât, din minim bun simț. Ceva să lăsăm în urma noastră după un mandat, poate, adică să astupăm o groapă, să facem un pot, măcar atât. Da, zic, e clar că nu putem vorbi de investiții mari, dar zic, dacă nu, retrăgeți-vă frumos, nu zic cu răutate, dar da, zic, mergeți, vă pensionați, lăsăm locul altuia, domnule, care să vină un pic din inițiativă, din energie, să facă treabă. Dacă se poate, chiar să stăm așa, poziția asta ghiorcel, trece luna, intră leafa, comuna asta nu se dezvoltă și nu se întâmplă nimic. Mai mult de atât, da. Dar chiar aș vrea un răspuns. Am înțeles că o să apuci la anul foarte puternic și o să facă tot ce s-a făcut anul. Ca de exemplu, o să facă două terenuri de sport. O să facă și la Țăudor și la Răcătău. Și toate lucrurile o să iau ușor, 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 să facem de crește. Domnul Lină, nu știu dacă sunteți ironic sau dacă... De obicei așa spune, dar... Și eu m-aș bucura, sincer m-aș bucura, dar că, bine, oricum o să fac ceva, așa se întâmplă, oricum ajun, trebuie să faci ceva. Știu că o să, probabil, o să înceapă drumul județean, ca așa cum s-a întâmplat așa cu 4 ani de zile, o să înceapă lucrurile la drumul județean de la Gioseni spre Pâncești. Aia e lucrarea drumului județean, suntem printre ultimele comune, tot am mai zis lucrul ăsta, care mai avem drumuri de pământ, drumuri județene. E clar că și ăla trebuia făcut. E o promisiune pe... Depinde cum privești clasamentul. Da, depinde cum privești clasamentul, da, suntem mândri. E puțin, e puțin raportat la ce oportunități sunt și e puțin la ceea ce așteptări are lumea. Deci n-ai cum... Dacă nu mă supărați o întrebare pentru domnul Vici. Ce se întâmplă, domnul Vici, cu planul de achiziții care s-a făcut pe anul ăsta? Cu banii care s-au făcut, care s-au făcut să se facă? Nu are. Ce se întâmplă cu banii ăștia? Care s-au planificat pentru anul ăsta? Păi, n-ai văzut? Voi te scrie aici. Salaria de personale, văd că e practic în locuri să retrag să iubire asistenți personale. Dacă se începeau toate proiectele astea, tu nu mai dădeam noi salariile. Păi, dacă îmi permite o scurtă intervenție, n-am să discut despre ceea ce a discutat domnul consilier despre investiții. Într-adevăr, asta este investițiile și modul de dezvoltare, este apanajul conducerii și așa. Da, punctual, noi avem în față proiectul privind rectificare. Iar în acest proiect avem rectificare care vizează salariile asistenților personale a persoanelor cu handicap. Avem această obligație, nu este discurs, că este altfel. Avem această obligație legală. I-am calculat și nu sunt așa de mulți bani acolo. Deci ce s-au luat de la salarii sunt... Asistenți personali, deci nu, dar proiectul ăsta asta vizează. Banii pentru asistenții personali, banii pentru indemnizațiile de handicap și mai avem la articolul 4, utilizare din excedent pentru investiții. Apă canal, reparații capitale la școala Socodor, știți că vorba de pardoseli. Și de urmează a fi de asta s-au alocat bani la școala veche. Instalațiile de încălzit la două școli, sistemul de supraveghere video și extindere rețelei de luminat. Asta e alb pe negru. Nu vă contrazic cu ce spuneți de investiții, nu-i treaba mea asta. Eu vă spun prezentul proiect. De ce facem rectificarea? Pentru majorarea la salariilor obligatorii conform legii, că așa neobligator HG 900, să fie majorat de la 3.000 la 3.300 și automat cât sunt 40, trebuie alocați bani, faceți un calcul și vedeți cât dă, la care mai adăugăm indemnizațiile de handicap care la fel se majorează la 3.300 brut, mă refer, iar la articolul 4 aveți utilizare de excedent per sume pe aceste investiții, care apar de la 1 la 5. Asta spune proiectul ăsta de hotărâre. Nu discut altceva, nu contrazic. Deci eu vorbesc ce este alb pe negru. Ce aveți dumneavoastră în față? Ce v-a fost pus să votați? Nu veneau direct banii pentru ăștia din... Vor fi recuperați. Pentru cine? Vor fi recuperați. Păi da, o parte plătim noi. Vă referiți la asistenții personali? Să dea Dumnezeu să fie recuperați.
Să dea Dumnezeu, ce facem? Suntem obligați să le asigurăm. Da. Exact. Suntem, ce facem? Suntem le blocăm și spunem, nu ne-au virat banii de la, pe sume de facultate. Stați fără salarii. Domnul secretar, dar dacă nu avem, să zicem... Deci dacă am fi pe zero la fundul sacului, dar dacă avem, ar fi moral să nu dăm acestor oameni la asistenților personale, persoane cu handicap, ar fi moral să nu le dăm salarii, să spunem noi așteptăm să ne vireze de la bani guvernul. Acum fiecare dintre dumneavoastră puneți-vă întrebarea asta. Dacă putem să spunem asistentului personal, n-am primit bani încă de la guvern, 2 luni de zile mai așteptați, 2-3 luni de zile. Anul trecut, tot așa am făcut, da. Și în final ne-au dat banii. S-au recuperat. În 2020. Da, ne-au dat. În 2020, când a fost campania electorală, nu și primise salariul de 6 luni de zile. Da. 4-5 ani. Da. Da. Nu i-am primit, da. Sunt în 22. Dar nu cred că puteți să lăsăm acești oameni fără salarii. Dacă spune guvernul mâine la bugetar că n-are de unde să ne mai dea bani, cine ne dă nou salariile ca să ne dea după aia guvernul? Mama? A, sunt guvern. Da, nu să mai am o completare, domnul președinte. Rămâi în amânare și întâmplă. Să rămâne în amânare, inovația în așteptare. Care-i problema? Eu apreciez inițiativa domnului secretar de a duce discuția doar la asistenți personali. Asistenții personali este o mică parte din proiectul ăsta. Practic, sumele mari sunt despre cu totul altceva. Și despre asta vorbim. Despre salariile primăriei. Ca să-i răspund domnului Lilă, ca astăzi guvernul dă o ordonanță de urgență care la articolul 19 și 20 asta prevede că sumele necheltuite până la 1 noiembrie, deci le avem, Ministerul de Finanțe poate cere 10% din valoarea necheltuită, dacă nu ai cheltuit minim 50% de sumă. Iar dacă până la 1 decembrie nu ai cheltuit sumele, același Minister de Finanțe îți va cere banii. Deci asta înseamnă bugetul unei comune. Dacă tu ai banii și nu îi cheltuiești, nu înseamnă că ai făcut o economie. Ce înseamnă că ți-ai bătut joc și n-ai vrut să faci investiții? Aici vorbim de banii de investiții de rural. Eu mă îndoiesc că vor fi blocați sau luați din ei, pentru că banii sunt eșalonați pe perioada investiției. Da, și dacă nu îi cheltuiești până la 31 decembrie? Dacă sunt investiții care lucrări... Vorbim de lucrările, probabil, care sunt... Deci nu vorbim de fonduri europene, de PNRR sau genul ăsta. Vorbim de genul investiții care le avem noi, Copertină sau unde mai sunt. La Copertină s-a renunțat. Apoi de asta. Păi foarte bine că a renunțat, dacă nu ne luau banii. Păi nu s-au renunțat și a fost trecut la indemnizație pentru ei handicap. Nu mă lau. Și o spunem cu mândrie. Nu o spunem cu mândrie, dar nu avem ceva ce... Nu, dar banii la Copertină s-au dus pentru indemnizație persoane cu handicap. Cum ar fi fost să nu dăm indemnizație, să ne facem noi Copertină la primărie? Nu se pune probleme. Păi da, de la Copertină banii s-au dus către salarii din primărie, 125. Indemnizații pentru 20... Da, 20. Domnul președinte, am și eu ceva de spus. Vă rog, liniștiu. Domnul secretar, la articolul 4.5 este vorba de extindere rețelei iluminat public, 193.200. Ați putea să ne spuneți locația? Ați spus 4, alineatul 5. Da. Extindere rețelei iluminat public, 193.200 de lei. Păi, cred că este vorba de ultima extindere aprobată. Deci, de rost nu știu să vă spun cu toate străzile, că nu le știu. Nu, e strada nouă, la Cheiului. Nu, este vorba de extindere iluminat public. Deci, pe extinderile de rețea care s-au făcut, trebuie, ele sunt făcute fără iluminat public. Trebuie să fie iluminate. Deci, aproximație de cât stâng vorbim? Strada nouă, domnul... De cât stâng vorbim de iluminat public? De iluminat public? Cât trebuie posibil? Deci pe toate extinderile care au fost făcute și pe strada nouă și cele care sunt acum în derulare, toate extinderea este doar extindere de rețea care face de gaz gridul cu stâlp și cu fir. Iluminatul public nu există pe ele. Deci prima a spus ceva de strada nouă. Strada nouă nu e inclusivă. Eu nu contrazic, ea mai bine străzile ca mine. Când urmează să...
să bagi stâlpi acolo. Păi se termine partea asta altă care au început-o. A terminat totul. Cum tot? Când au făcut instalații, au făcut ceva, că la școală nu au făcut instalații. Aici am greșit două capitole. Ce s-au făcut? Școală nu. Capitolul ăsta e salarii primării. Partea asta e extinderea, s-a dus până la Sfântâna Valea. Extinderea, da, s-au făcut. Nu s-au făcut. Vorbim de iluminat. Acordul. Aia se face. 5-1? Ba nu, am greșit, greșit la mea. Dar și-o capitolul ăsta, ce reprezintă? Da, vă rog, liniște. Aș vrea să... Ca să-i răspund domnului Pisecar. Deci despre asta, asta este vorba. Deci, pe extinderile care le-am avut de rețea terminate și cele care sunt în curs de execuție, toate vor trebui extins și iluminatul public. Și, din câte știu eu, se va face aceeași iluminat public cu acelea cu LED moderne, n-are rost. Foarte bine. Domnule consilier, nu putem lăsa persoanele astea cu handicap fără salarii, fără bani. Problema vine mai de mult, cam îngreunat. Problema funcționării primării noastre cu bugetul care i-a atribuit, că s-au angajat pe bandă oameni în primăria asta, s-au angajat pe bandă rula, oameni care taie frunze la câmp, aici, pe grafa, dă informații unde-i spitalul TBC, ai alte funcții, asta bani să ia greu. Atunci trebuia luate măsuri, acum nu s-a angajat atâția oameni și se mai angajează pe bandă rulandă, nu se mergă bani de salarii nici la ăștia. Numai atâta s-a zice că s-a îmbunătățit, s-a adunat cu utilaje agricole, tractoare, mașini, dar să vedeți când începe asta, să strica ce bani trebuie pompate aici, iar e greutatea pe primărie. Și asta tot la fel, sta așa din muzeu pe aici, pe la noi. Și problema e că a venit acum proiectul ăsta la pachet și trebuie să nu putem să ne abținem, să nu votăm. Că uite, băgați oamenii ăștia. Așa, bombardat că e nevinovat din Gaza. Și trebuie să le aprobăm proiectul ăsta ca să ia și ei bani, domnul de moc. Să ia și ei salarii, așa, ne mai gândim la problema asta. Dacă pe viitor o să mai fim atenți, așa, când ni se bagă hârtii de astea, de proiecte, de votat pe sub masă, așa, pe sub nas, așa, 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 îmi cheamă prin căme, pe la birou, zice, votat, la tâmpă, dă-o afară, atunci trebuie să-i gândim atunci, dacă acum e povărat problema. N-au salarii, e dispoziție de la guvern să fie salarii mărite, bani de niște băgați, să trebuie scoși de colo până acolo, că o să fie mai oameni. Problema e, părerea mea, în final, e ca să votăm proiectul ăsta, că vizează anumite probleme grave de la medicul comună, oamenii ăștia care trebuie să îngrijească de handicapați, problema lor de sănătate și lipsa de mâncare și de ține de... Cam așa. Și salarii. Da. Aveți, domnul Bogor. Sunt prea un drept la drept, cum a menționat domnul Bogor. Aveți, domnul Bogor. Vă ataca, nu. Nu, tocmai, dar... Nu, pentru concluzia oarecum așa domnului Boboc e asta, că dacă cumva ne abținem și o să mă abțin la proiectul ăsta, e faptul că nu vreau să dau banii la asistenție personală, din potrivă. Deci dacă ar fi fost doar asta pe proiect, bineînțeles că votai pentru oameni. Dar proiectul ăsta, partea asta e o mică parte din proiect. Aici vorbim de faptul că se renunță la dispensarul la Sohodor. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Se renunță la teren de sport, se renunță... Adică, și nu se renunță acum, s-a renunțat de la început. Și asta vreau să vă fac să înțelegeți. Terenul de sport nu s-a renunțat, domnul. Nu, domnul. Ne-am luat inițiativa la începutul anului, că până la 31 decembrie noi facem investițiile astea. Eu nu pot acum... Deci renunț la 14 investiții, despre asta vorbim la proiectul ăsta. Și la următorul. La faptul că 14 investiții pe care le-am asumat la începutul anului nu le facem. Și eu nu pot să ridic mâna să fiu pentru așa ceva. Adică e ca și cum aș susține lenea. Eu nu pot să susțin lenea. Despre asta vorbim. Oamenii cu probleme și cu banii lor, să-și ia. Dar eu nu pot să susțin oamenii ăștia care vin la începutul anului și zic că fac, că trec, și vin în noiembrie și spun, tai banii tot că n-am făcut nimic. Eu nu pot să votez pentru așa ceva. Renunțarea la proiectele astea a fost renunțată de atunci când mi-a pus subnal, domnule. Despre asta vorbim. Despre asta vorbim. De ce mai venim aici ca să ne chinuim, să facem bugete, să facem listă de investiții, dacă ei nu fac nimic? Despre asta vorbim. Pentru că nu putem opri problema asta cu oamenii.
din audio unii să, să plătească oamenii ăștia. Probleme. Aveți domnul. Mulțumesc, frate. Mai dorește cineva? Aveți să pune la vot proiect. Votul pentru, vă rog. Votul împotrivă? Împotrivă domnul Dămoc, da? Da. Abțineri? Proiectul și ultimul proiect pe ordinea de zi privind modificarea și completarea planului de achiziții pentru anul 2023. Vă rugăm să vă scrisoare cu vârf. Puneți-o la vot dacă nu vreau să vă scutat pe marginea. Sunt obiecti buni, supunem la vot proiectul de achiziții. Votul pentru, vă rog. Împotrivă. Deci pentru, da? Abține. Domnul Dămoc, n-am văzut votul dumneavoastră. Deci domnul Dămoc, împotrivă. Abține 0, 14 voturi pentru. Trecem la ultimul punct, întrebări și interpelări. Vă rugăm să vă scrieți la cuvânt. Domnul Dămoc. O, sigur, o întrebare o să vă mai am tot pentru domnul... Avem scrie. Căriman. Am discutat acum două luni despre situația asta de la... pe internet asta. A zis că sunați a doua zi firma de ridicat, că vine, că ia... Am și au trecut două luni de-a dat răspunsul și acum este bani să vină să o ridici. Deci, cam câte luni credeți estimați că o să dureze? Dacă vreți, putem să vă dăm un număr de telefon să-i întrebați pe el. Păi, dumneavoastră sunteți primarul comunii. Dar unde nu-i pot obliga dumneavoastră, înțelegi? Că cum să nu se fac toate demersurile? Dar aveți un contra, cum lucrați? Adică... Sunt deșeuri periculoase. Noi nu avem voie să dăm în altă parte decât cu aprobarea. Și celelalte de acolo, deșeurile voluminoase, tot ce e acolo, nu, sunt acolo și canapele și nu s-au dat. Numai atât s-au dat, canapea, dar în rest ce-au rămas? Sunt pentru odihnă, pentru agrement. Alea le luăm de acolo și să vedem unde să le punem, că deocamdată n-am găsit niciun loc unde să le ducem. Eu când aud asta, că să vedem, că sunt unii, dar trec lunile, domnule, și nu, că, nu de asta sunteți pe funcție să găsiți soluții, să faceți ceva. Adică eu când aud asta, că sunați dumneavoastră, că eu poate înseamnă că sunteți de... Păi da, da, mai repet, dați-vă tu demisia, nu ne mergeți și lăsați pe altcineva care să vină să facă treaba. Să-mi dau domnul. Păi... Dacă așa vreți dumneavoastră, eu am și-mi dau demisia. Dar nu-i că vreau eu, dar... Să veniți dumneavoastră să vă văd atunci ce o să puteți face dumneavoastră. Care vreți? Mai aveți domnul. Ia auzi. Da, cineva? Domnul Dumnezeu, atunci deja angajament. Mai ești? Ar vine eu cu unirit la argument. Deci, plătesc cu gunoiul ca fiecare om. Poftim? Vă rog, Olea. Sigur? Vă mulțumesc dacă aveți dreptate. Nu este a doua lună la domnul... E a treia? Vă mulțumesc. Deci am solicitat întotdeauna și pe doamna și domnul Vici și a fost acolo. Este un stâlp care l-a plantat pe astea cu ireu în drum acolo. Pe unde îmi bagă mie mașina salubrizare și ei gunoi? Pe unde îl bag? Da, de la dumneavoastră acolo, după cât știu eu, nu este stradă. Cum nu este stradă, domnule? Și eu dacă vă zic că nu este, cum dumneavoastră? Cum, domnule, nu-i stradă în domeniu? Aia v-ați lăsat dumneavoastră, domnule, din terenul dumneavoastră. Dar nu este stradă trecută pe harta comunii. Puteți să veniți să vă uitați pe orice acte care sunt, și pe foc și pe orice, nu există stradă. Deci așa ceva, dar noi nu avem o... obligația ca să-i... Și atunci puni stâlpul în drum. Dar nu cum pus în drum. E pus într-o direcție. E văzut cum e pus?
și primul și ultimul i-au pus într-o direcție pe toți. Dar nu faci chior. Dar nu chior, nu, dar dumneata ai băgut imens, așa strâmb, sau l-au pus drept? Dom'le, dacă... Dacă ce? Groapa a fost făcut aici, nu-l pui în părietile ta în drum. Puneți omului chiar ca să înțeleagă, deci el trebuie să scoată cu noi până la stâlp acolo, că nu unii poate intra mașina. Bă, nu, unde trece mașina, că nu intră mașina. Atunci, ca să știi, nu mai fi de acord cu salubrizarea, să o bagi pe lângă, adică, ies că e Covici de acolo, la 300 de metri, să care-i gunoiul la deasă. Este Costin, eu cu familia, cu toată cu ăștia și cu nepoartea și vreau să venim cu gunoi la deal că am spus când băgă. Am solicitat dreptate timpul. Da. Am mutat stâlpul ăla de la vale care l-a pus la 3 metri de casă. La 3 metri de casă. Și n-ați luat măsuri. Dumneavoastră știți... Asta, asta puteți să vorbiți cu domnul viceprimar, este chestie personală. Da, nu că chestie personală, că eu vreau să aduc la cunoștință Consiliul Local că dânsul cu atribuții de primar semnează recepția, că a făcut-o bună. Domnule, dar a făcut proiectul făcut, domnule, dumneavoastră nu înțelegi, eu acum ar trebui să strâng tot proiectul ăsta, să facem dar nu strângi proiectul, domnule, dar ce să-i faci? Dar stârpul ăla de la vale, că l-a pus la 3 metri de casă, l-a putut muta și ăsta, ca să trec și eu cu un tractor, cu un disc, cu o sămănătoare, cu o combină la vale în teren, nu pot să trec. E proiectul și nu stricăm proiectul. Domnule, asta nu-i treabă pe alții mâini. Asta e pe viitor drumul ăla închis. Ca să nu intre nici mașină, nici... Dumneavoastră trebuie să propui, în primul rând, să facem strada acolo. Ca să putem să... Domnule, e declarată strada drum public. Domnule, dar ai căutat dumneata proiectul? Hai să discutăm de pașeriță ca să-ți explic care treaba. Și să-i explici dumneata. Asta e problema. Haideți să alegem președinte de ședință pentru... Nu puteți presta un proces verbal al comisiei care a făcut verificarea la deținătorii de pășune? Nu secretar, tot e la... Să respectăm la proiectul ăsta la care îi zic eu. Așa ceva nu. Pe cine e comisia? Să facem un demers. Nu știu cine a făcut parte din comisie. Că nu eram atunci. Care a condus primăria asta 40 de ani să facă demers, ca să se deplasă în comună, să nu fie o pamintică dirijată de toată lumea. Să o conducă cu trebuie. Demersul este unul singur conform codului administrativ, domnule. Cum? Este un singur demers, trebuie să fie ales. Hai, dați-i drumul, domnule. Dar eu nu pot să vă aleg eu, că nu e demers. Haideți prima dată să alegem președintele de ședință. Nu ales, nu ales. Acceptați propunerea? Demis și ales, nu ales. Avem propuneri pentru președinte de ședință? Asta ce? Ce propuneri? Domnul Lila. Doamna Albeiu. Lovitură de... Doamna Albeiu. Domnul, da, ce faceți aici? Avem alte propuneri? Am și eu alte propuneri, domnule. Spuneți, domnul. Doamna Albeiu, de vincoate. Eu îl propun domnul Budău. Da, a fost, și dacă mai fost, domnule, nu e o lege care a fost să nu mai fie. Nu poate să fie consecutiv. Doamna Arghelghețe și asigură acum că nu o să fie, dar o să fie. Nu acum, băi. Bun, până acum avem două propuneri. Doamna Albeiu și domnul Budău. Să punem la vot propunerea domnului Albeiu. Eu îl propun pe domnul Gâlea, poate mai vine și la ședință. Bun, pune domnul Dămoc, pe domnul Gâlea, da? Dacă pun președinte. Bun. Haideți să vedem votul pentru doamna Albeiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 voturi pentru. Președinte nu m-a susținut. Împotrivă? Președinte de ce? Ședință. Abține. Gata, dar poți vorbea să te bun. Deci doamna Albeiu, chiar dacă este supărată, a fost aleasă cu 9 voturi pentru. Poți să supun și celelalte la vot, dar presupun că votul trebuie să reflecte ceea ce ați votat. Eu vreau să votez pe domnul Domnului. Data viitoare. Da? Deci, doamna Albeiu va fi, nu-i nicio problemă, doamna Albeiu, că nu-i, tot aici ne certăm, nu ne certăm separat, doar pozițiile sunt. Vă mulțumim pentru prezență.